Sylvester Stallone nu este doar un nume, este o epocă întreagă. Chiar dacă paleta de caractere interpretate de acest actor nu este variată, dar crede-mă, drumul parcurs de Stallone de la un bătăuș cu dicție neclară până la milionar, celebritate, producător de filme, scenarist și un bun familist este de-a dreptul impresionant. Salut! Astăzi vreau să-ți prezint istoria de succes a lui Sylvester Stallone. Michael Sylvester Gardensio Stallone s-a născut pe 6 iulie 1946 în New York, în cartierul cu un nume vorbitor, Bucătăria Iadului. Părinții actorului sunt emigranți din Europa. Tatăl său, Frank, era italian și își câștiga existența lucrând ca frizer. Mama sa, Jacqueline, o actriță amatoare, era de origine franceză. Sylvester este primul copil al cuplului și chiar de la naștere soarta i-a oferit micului Sly o surpriză neplăcută. Din cauza neglijenței medicilor, pruncul a primit o traumă care a paralizat partea stângă a feței. Deoarece situația financiară a familiei Stallone era precară, micul Sylvester a fost lăsat la un internat specializat unde și-a petrecut primii 5 ani din viață, fiind lipsit de grijă și dragostea părintească. Tatăl Frank era cunoscut pentru caracterul său violent și o atenție exagerată pentru femei. Sătulă de infidelitatea soțului, Jacqueline divorțează de Frank. Însă acest fapt nu se răsfrânge și în viața lui Sylvester, deoarece el va rămâne să locuiască cu tatăl său până la vârsta de 15 ani. Copilăria lui Sly era dificilă. Din cauza accentului italian îngrozitor, fizionomie asimetrice și priviri puțin încrucișate, Sylvester mereu era strâmbat și jignit de restul copiilor. Ambianța dură în care își petrecea zilele i-a întărit caracterul și el destul de repede a înțeles cum stau lucrurile în lumea care îl înconjoară. La vârsta de 7 ani, medicii au propus ca copilul să fie plasat într-o școală pentru retarzi. Însă părinții nu au acceptat propunerea și băiatul a fost înmatriculat într-o școală obișnuită. Dar nici aici colegii nu au fost mai toleranți. Micul italian cu o pronunție morfolită, cu un corp firav și o față deformată, mereu era ținta jocurii colective. Și chiar dacă aspectul său fizic nu era impunător, Sylvester nu ierta glumele pe seama lui, conflictele deseori terminându-se cu bătaie. Caracterul irascibil, bătăile frecvente precum și notele proaste duceau spre exmatricularea din instituțiile de învățământ. Acum 14 școli pot să se mândrească că Sylvester Stallone a fost elevul lor. Mai târziu, colegii săi de clasă au mărturisit că erau convinși că el își va găsi sfârșitul pe scaunul electric sau, în cel mai bun caz, într-o închisoare. După numeroasele școli schimbate, Sly nimerește în colegiu pentru adolescenți cu probleme de comportament. Aici tânărul înțelege un lucru banal și genial în același timp. Dacă vrei ca viața să se schimbe, trebuie să acționezi. Astfel, el începe să practice sportul. Zilnic să meargă la sala de forță și uneori participă la scenele teatrale. De la început, prestațiile actorești nu îi aduceau nicio plăcere, această activitate fiind mai degrabă impusă de către administrația colegiului. Curând, Sylvester își va schimba părerea și scena nu va mai fi o tortură. Antrenamentele grele și sistematice au schimbat aspectul fizic al lui Stallone. Doritori de a lua peste picior erau tot mai puțini până au dispărut complet. Stallone își petrece 2 ani studiind în Suedia, revenind în state cu o convingere fermă de a deveni actor. Ulterior, absolvind o facultate de artă dramatică din Miami, Sylvester interpretează roluri secundare în numeroasele înscenări teatrale, dar șansele de a fi observat sunt mizere. Pentru a-și asigura un venit care l-ar ajuta să supraviețuiască, Stallone se apucă de orice muncă. Astfel, el a fost îngrijitor de animale la o grădină zoologică, paznic în cluburile de noapte și vânzător de bilete. În tot acest timp, nu-l părăsea dorința de a deveni actor și el cu încăpățânare participă la audiții pentru orice rol. Și chiar dacă era acceptat, era plătit cu bănuți sau în genere se filma gratis. În 1970, Stallone obține primul său rol principal într-o peliculă porno-erotică, pentru care a primit un onorariu de $200 pentru 2 zile de filmări. Mai târziu, Stallone va mărturisi că a participat în această peliculă rușinoasă din cauza disperării. Fiind dat afară din locuință și dormind 3 săptămâni într-o gară de autobuse, a văzut afișul de casting pentru acest film. La acea etapă, pentru el era tot una, să jăfuiască pe cineva sau să participe în acest film pentru maturi.
În 1974, Stallone se căsătorește cu o actriță începătoare, Sasha Zack. 2 ani mai târziu se naște primul copil, Sage Stallone. Participarea la probele pentru un rol nu îl lasă pe Sylvester să-și găsească un loc de muncă stabil. Tânăra familie o ducea foarte greu. O perioadă au fost nevoiți să trăiască într-o furgonetă deoarece nu își putea permite să stea în gazdă. Străduințele lui Sylvester nu erau apreciate de regizori. Nimeni nu dorea să se lege cu un actor fără experiență. Cu o față inexpresivă și pronunție neclară, la capătul puterilor, Stallone începe să-și îmbunătățească dicția. Săptămâni la rând, citind cu voce tare operele clasicilor și în continuare se încearcă la toate audițiile despre care află. Dar norocul nu-i surâde. În cel mai bun caz apare în roluri episodice și deseori nici nu este enumerat în distribuția filmului. Onorariile în continuare rămân de nimic sau nu este plătit de fel. Era o situație când prestația i-a fost achitată cu câteva maiouri. Descurajat de eșecurile sale, Stallone oricum rămâne încrezut că într-o zi totul se va schimba și în sfârșit soarta îl răsplătește. Pe 24 martie 1975, Sylvester a văzut lupta dintre campionul Muhammad Ali și pretendentul Chuck Wepner. Ali cu greu câștigă meciul. Acesta a fost momentul crucial în viața lui Stallone. Profund impresionant de această luptă, în 3 zile Stallone scrie scenariul pentru Rocky, filmul care i-a marcat destinul. Istoria despre tânărul boxer, ghinionist, este un mix dintre viața lui Stallone și curajul de care a dat dovadă Wepner în meciul cu Ali. Stallone deja a avut câteva scenarii scrise, dar cum a recunoscut chiar el, ele erau îngrozitoare. Nu și în acest caz, scenariul pentru Rocky este acea oportunitate pe care o aștepta până acum. Producătorii s-au arătat interesați de acest scenariu, dar nu și de condiția ca Stallone să joace rolul principal. Inițial, i s-au propus $1,000. Apoi 5.000, dar Stallone nu accepta propunerile generoase. Oferta a crescut până la $330.000. La acel moment, situația financiară în familie era extrem de gravă, Stallone fiind nevoit să-și vândă câinele cu $60 deoarece nu mai avea posibilitatea să-l întrețină. Apropo, ce se va întâmpla cu Bactus, câinele lui Stallone care apare în prima parte a Rocky, vei afla la sfârșitul acestui video. Totuși, el simțea că nu trebuie să vândă scenariul dacă nu e acceptat în rolul titular. În interviurile ulterioare, el a mărturisit că a rămas cu ultimii $160 în buzunar și în timpul negocierilor se gândea cât de flămând este deoarece nu a mâncat de vreo 2 zile. De la sumele propuse pentru scenariu, începea să amețească deoarece niciodată până atunci nici nu auzise de așa sume uriașe. Dar nu se lasă deoarece era convins că aceasta este unica lui șansă. Dacă altcineva va fi în rolul principal și filmul va avea succes, el pur și simplu nu va putea să treacă peste asta. Se va arunca în fața unui tren sau va sări de pe un zgârie nori. Totul sau nimic. Sau se ridică sau se scufundă, trăgându-și familia după el. Și producătorii au cedat. Stallone este acceptat pentru rolul principal, însă bugetul peliculei este redus. Scenariul a fost cumpărat pentru o sumă simbolică de $1. În afară de rolul principal, încăpățânarea actorului i-a adus și porecla Sly, adică șmecherul. Din lipsă de resurse, o parte din roluri a fost interpretate de rudele și prietenii actorului. Filmările au fost o încercare grea pentru Stallone, deoarece nu era într-o formă fizică atât de bună. Cum va povesti mai târziu, alerga atât de mult încât cădea jos de durere. Avea cărcei care îi paralizau picioarele, la fel sufereau și mâinile. O bună parte de scene au fost improvizate pe loc. Cu toate acestea, Stallone își amintește cu căldură și nostalgie acea perioadă. Filmul a avut succes răsunător, fiind apreciat atât de public cât și de comunitatea cineaștilor și este considerat clasica cinematografiei mondiale. Rocky a primit 10 nominalizări pentru Oscar, dintre care 3 le-a câștigat. Peste noapte, Sylvester Stallone s-a transformat dintr-un loser în una din cele mai cunoscute vedete de la Hollywood. Dar tu ai privit Rocky? Care este partea ta preferată din această franciză? Scrie în comentarii!
În 1979 au avut loc două evenimente semnificative pentru Stallone. Nașterea feciorului Sergio și lansarea continuării francizei despre Rocky, Rocky partea a doua. Apropo, micul Sergio apare în Rocky 2. El este pruncul pe care îl ține soția boxerului. Adică fiul adevărat al lui Stallone l-a jucat pe feciorul nou născut al lui Rocky. Cu părere de rău, la câțiva ani de la naștere, Sergio a fost diagnosticat cu autism. În prezent, el trăiește cu mama lui, Sasha Zack, păzit de ochii curioși al oamenilor. Sylvester se străduie să mențină relațiile apropiate cu feciorul, pe măsura posibilităților în astfel de cazuri. După succesul seriei filmelor despre Rocky, situația financiară s-a îmbunătățit considerabil. Relaxat într-o casă spațioasă, fără grija zilei de mâine, Stallone în sfârșit poate să se bucure de rezultatele perseverenței sale. În 1982 apare prima parte din seria Rambo, un alt film legendar în care Stallone a jucat rolul titular. Imaginea veteranului războiului din Vietnam i-a întărit poziția pe Olimpul cinematografic. Decenii la rând, numele lui Rambo va fi folosit drept sinonim pentru supererou, dar prestațiile în calitate de Rocky și Rambo l-au plasat în rândul celor mai bine plătite vedete de la Hollywood. Cariera lui Stallone crește vertiginos, actorul fiind solicitat de public și de producătorii de filme. Această perioadă este una de glorie pentru el. În 1985, pe marele ecran este lansată a patra parte a francizei Rocky. Acest episod se dovedește a fi cel mai de succes din serie. Pe platoul de filmare, Stallone îl cunoaște pe Dolph Lundgren, un luptător suediez la începutul carierei sale de actor. Din dorința ca luptele să pară cât mai reale, Stallone îl roagă pe Lundgren să lovească cu putere. Însă această idee nu s-a dovedit una bună. După câteva lovituri, Stallone a fost preluat de ambulanță și a petrecut în spital o săptămână. Totuși, acest incident nu a afectat relația dintre cei doi actori și ei rămân prieteni până în prezent. Tot în 1985, Sylvester se desparte de prima soție și se recăsătorește cu Bridget Nielsen, actrița care a interpretat-o pe consoarta lui Ivan Drago în Rocky 4. Cuplul a fost împreună mai puțin de 2 ani. Cum își va aminti mai târziu Stallone, această perioadă a fost îngrozitoare. Motivele unei astfel de aprecieri nu sunt cunoscute. La începutul anilor 90, Stallone încearcă să-și lărgească paleta de caractere și se încearcă în comedii. Astfel, în 1991, Sly îl joacă pe gangsterul Snaps în pelicula Oscar. Dar în 1992 apare în rolul sergentului Bomowski în Stai că trage mama. Însă asistența obișnuită să-l vadă în calitatea unui tip mușchios care îi înlătură pe toți cei stau în cale, nu au apreciat eforturile lui Stallone. Este curios faptul că pe tot parcursul carierei, el va oscila între recunoaștere și dezaprobare. Sylvester este lider în numărul de nominalizări pentru Zmeura de Aur. Din cele 33 de nominalizări, Sly a câștigat 10, inclusiv cel mai prost actor al anilor 80 și cel mai prost actor al secolului 20. În 1997, Stallone se căsătorește pentru a treia oară cu Jennifer Flavin, un model american cu 22 de ani mai tânără decât el. Cuplul are 3 fete și este împreună până în prezent. În numeroasele interviuri, Stallone afirmă că în sfârșit a găsit femeia perfectă și este fericit. Chiar după zeci de filme în care a jucat rolul principal în numeroasele scenarii scrise și filme regizate, Stallone nu se bucură de o poziție stabilă. Mereu se găseau invidioși care nu puteau să accepte că un băiat dintr-o familie săracă crescut pe străzile murdare, nevoit zilnic să lupte pentru locul său sub soare, acum se bucură de dragostea celor pe care le-a făcut să creadă că oricine e în stare să repete exemplu. La un moment dat, chiar a fost considerat falimentat, dar faimosul restaurant Planeta Hollywood i-a fost sechestrat din cauza datoriilor. Da, anii 90 au lovit crunt în acest luptător cu voința de fier și la începutul anilor 2000, numele lui Sylvester Stallone nu mai era luat în serios. Dar anume aceste lovituri nu i-au permis să se liniștească și să uite că este un învingător. Actorul decide să revină la personajele care i-au adus notorietatea. Astfel, în 2006,
2006, Stallone se filmează în Rocky Balboa, dar 2 ani mai târziu este lansată continuarea istoriei despre John Rambo. La momentul filmărilor, Stallone se apropia de 60 de ani și evident că pentru o persoană de vârsta sa, eforturile fizice erau considerabile. Dar cum a mărturisit Sylvester, un pumn de ibuprofen de dimineață și treaba mergea ca pe roate. În ciuda așteptărilor, Rocky Balboa și Rambo 4 au fost primite călduros de către public. Dar asta a fost doar o pregătire. În 2010, Stallone a dat lovitura cu Eroi de Sacrificiu, în care a strâns vedetele din filmele de acțiune din anii 80-90. Ulterior, continuarea francizei va multiplica numărul de celebrități implicate. Eroii de Sacrificiu sunt o realizare a visului amatorilor de filme de acțiune. În 2012, Stallone iarăși a fost pus la o grea încercare. Feciorul cel mai mare, Sylvester Stallone, în vârstă de 36 de ani, este găsit mort în apartamentul său din Los Angeles. Cauza oficială a decesului este infarct miocardic, dar gurile rele n-au întârziat să lanseze diverse versiuni, una din care ar fi că Sage s-a sinucis din cauza singurătății. Durerea pierderii lui Sage mereu va fi cu noi, a spus Stallone în unul din interviuri. Tot în acest an, Sylvester își pierde una din surori. Dar nici aceste pierderi nu-l opresc, el merge înainte, mereu doar înainte. Acum Sylvester se află într-o fază activă și se filmează sau produce filme pe bandă rulantă. Unele se bucură de succes, altele mai puțin. Cert este faptul că Stallone nu se gândește să se pensioneze curând. În ziua în care a fost nevoit să-l vândă pe câinele său Bactus, Stallone știa că îl va întoarce înapoi și asta a și făcut, chiar dacă a trebuit să achite $3,000, adică cu 50 de ori mai mult decât suma cu care l-a vândut. În 2015, juriul Zmeurii de Aur i-a oferit o distincție specială care a anulat toate zmeurile primite anterior. Sylvester Stallone este un om cu voință de fier care mereu știe ce vrea să obțină și întotdeauna îți amintește că dacă el a putut, vei putea și tu. Dar tu ce crezi despre această legendă vie? Lasă-ți părerea mai jos în comentarii, dă un like acestui video dacă ți-a plăcut și abonează-te dacă ești pasionat de filme ca și mine. Pe curând!